L-am văzut așadar pe Nosfe cu răspunsurile la purtător, să vedem și pe Raluca. Spunea ceva foarte interesant mai devreme, Nosfe, că niciun alt artist până la Raluca nu a vrut această colaborare, tocmai pentru că nimeni nu și-a dorit să-și asume mesajul piesei. Raluca este alături de noi. Să vedem. Raluca, bun găsit! Cum de-ai făcut tu acest lucru? Cum de ți-ai asumat mesajul acestei piese? Ce ai simțit când ai primit propunerea? De fapt, inițial. Nu, important este că atunci când îți place o piesă și intri în studio, să reușești să te transpui pe acele versuri. Că, practic, am mai spus asta, și noi suntem tot niște actori, știi, care încercăm, practic, să exprimăm exact ceea ce spun versurile. Și cumva cred că am reușit să fac asta, mai de fiecare dată. Despre clip, pentru că îmi place foarte mult ce am văzut. Iar tu ești într-o formă de zile mari, trebuie să recunoaștem. A fost destul de dificil la filmările videoclipului, pentru că n-am avut pe set nici make-up, nici hairstylist, nici styling. N-am avut adică absolut nimic. Adică ai făcut nimic. Tu totul? Am făcut înainte, da, pe la make-up artist acasă, pe la hairstylist acasă și așa mai departe, pe la styling. Și acolo pe set n-am avut decât un singur om, care este PR-ul meu, Cristiana, și cam atât. În rest au fost doar oamenii care au filmat, deci tot setul a fost cam gol, știi? Și a fost destul de greuț, dar ne-am mișcat foarte, foarte repede. A fost cel mai scurt clip din viața mea. L-am filmat imediat. Nu se vede că a fost ceva, că ar fi fost ceva în neregulă. Foarte frumos aici. Da, chiar a fost foarte drăguț. Eu m-am distrat foarte tare la clip, am dansat în continuu ca nebuna pe acolo, bine, cum fac eu de obicei. Sau că am plictisit oamenii de mine, oprește-te, hai că trebuie să filmăm, gen, așteptau după mine să termină de dansat la set. Dar ne-am distrat tare, sper că s-au distrat și ei cu mine, că eu clar m-am distrat cu ei. Raluca, arăți foarte bine, povestește-ne puțin despre rutina ta, pentru că nu cred că există zi în care tu să nu faci sport. Nu cred că ai spus asta, pentru că mă prindeți aici. Să știi că n-am mai făcut sport de foarte mult timp. E, ce înseamnă foarte mult timp? Păi nu, ideea este că eu când fac sport așa de una singură și alerg un pic prin parc și mă mai dau cu bicicleta și astea sunt chestii pe care eu le fac și le făceam oricum sport, și înainte. Tot sport se numește, Raluca. Da, ideea este că eu pot să spun că fac sport cu adevărat atunci când mă întâlnesc cu antrenorul care fac de atâta vreme, cu Sasha, care este și omul care mă challenge-uiește și mi-arată chestii noi și mă pune la treabă în adevăratul sens al cuvântului. Așa că ies eu cu bicicleta și alerg un pic, mai trișez, recunosc, mai trișez. Dar nu m-am mai văzut cu el de mult timp. Îmi doresc foarte tare să încep din nou să fac sport, așa cum trebuie. Raluca, trișezi și la mâncare? Trișezi și la mâncare, vreau să știu. Eu de 2 ani jumătate nu mai mănânc carne, mănânc doar pește și cred că a început să se vadă cumva treaba asta. Mi se pare că mi-arată pielea mai ok, mi se pare că am început așa să mă subțiez din locuri în care eu nu m-aș fi subțiat niciodată înainte. Să știi că mi se pare cumva că a fost o transformare cumva. Da, chiar împriește. E bine. E de bine totul. Ce planuri ai pentru perioada imediat următoare? Eu am cam intrat deja în studio și am început să înregistrez noul album, să-i spun așa, care are o direcție total nouă, pe care abia aștept să-l scot. Am început înainte de pandemie, doar că a venit pandemia și n-am reușit să continuăm. Dar am început să trag din piese și abia aștept să le scoatem, pentru că e un album foarte, foarte mișto. Și noi abia așteptăm. Pe lângă asta mai urmează să încep și repetițiile pentru proiectul Balcanic, de care întreabă toată lumea, pe care îl cere toată lumea și sunt foarte fericită pentru asta. Deci am 2 proiecte în momentul ăsta care... Despre sunt care așa, cu siguranță, Raluca, vom vorbi aici în platou, pentru că așteptăm cu nerăbdare să putem să vă chemăm aici. Îți mulțumim că ai fost astăzi alături de noi și te urmărim. Vă mulțumesc și eu și vă pup tare! Mulțumim! Bogdan?